Bine v-am găsit! Astăzi vom afla cum putem salva toate cardurile de fidelizare în telefon pentru a le putea gestiona și a nu le mai căra în portofel. Fie că e card de la farmacie, magazin de haine, construcții, le poți salva în aplicația StoCard. Să începem! Vom deschide Play Store-ul, vom căuta StoCard și îl vom instala. După ce acesta s-a instalat, îl vom deschide. Și, după cum vedeți, aplicația s-a deschis. Pe butonul acesta de plus din dreapta jos putem adăuga un nou card și în setări ne putem adăuga un cont pentru a salva cardurile în cazul în care dorim să trecem acest cont și pe alt dispozitiv, să-l avem la dispoziție tot timpul. Cum adăugăm un card acum? Vom apăsa pe plus, vom selecta ce card dorim să adăugăm, vedeți, sunt enorm de multe posibilități și vom adăuga un card de la farmaciile Sensiblu. Acesta se va scana și cardul a fost adăugat. Acum cu acest card vă puteți duce și îl puteți scana la farmacie. Acesta a fost tutorialul de astăzi. Dacă a fost util, puteți da share și subscribe pentru a fi la curent cu ultimele noutăți. Vă mulțumesc, la revedere!